Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, accident extrem de grav în urmă cu puțin timp în capitală. Un autobuz și o mașină s-au ciocnit, sunt mai multe victime. Traficul este restricționat pe șoseaua Panduri. Valentin Stan vine cu mai multe detalii. Valentin, ce ai aflat? Accidentul a avut loc în urmă cu aproximativ 15 minute. Din primele informații se pare că un autoturism un șofer nu a acordat prioritate, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a lovit de autobuzul STB în mașină. Se aflau, din informațiile pe care le avem în momentul de față, 7 persoane. Două dintre acestea sunt rănite grav. Se află în momentul de față în drum către spital. Vor fi duse la Spitalul Universitar din capitală. De altfel, în mașina respectivă se aflau și doi copii. Din fericire, aceștia nu au fost răniți. Cât despre oamenii care erau în autobuz, aceștia nu au fost răniți, însă s-au speriat. În momentul de față este circulația blocată pe șoseaua Panduri. De altfel, vedeți în imagini că sunt polițiști la fața locului, fac măsurători. Cu siguranță că și șoferii o să fie testați cu aparatele alcool test și drug test pentru a afla agenții de la rutieră dacă aceștia consumaseră substanțe interzise. Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan, pentru aceste informații.